reguli se vor aplica până la, pentru o a ecranului până la 768 de pixel. Deci 768 pe X, numai decât pe X pixel. Aici nu puneți spații, că o să aveți probleme pe urmă, nu o să lucreze bine. 768 de pe X. Așa, o să facem fontul din body mai mic, în primul rând, deci body, font, size, o să fie 16 pixel. O să facem fontul din body mai mic, Apoi, toate coloanele noastre care erau de 100 de procente, toate coloanele vor deveni, mă scuzați, toate coloanele care erau de careva procente vor deveni 100 de procente. Să primești că fiecare coloană deja va ocupa 100 de procente de înlățime. O să facem asta acum. Așa, ar trebui toate, toate coloanele să aibă 100 de procente. Putem să mergem mai sus, să găsim selectorul cel nostru pentru clasă căciuliță col care e un pic mai strașnic îl copiem și îl punem mai jos un pic mai jos în cadrul la media vă rog frumos toate regulile să fie în cadrul la media mai jos de media nu trebuie să fie alte reguli, da? Uh, regulile pentru desktop nu le scriem mai sus de media, așa, așa, aici fac control V, avem clas căciuliță egal cu col cratima și aici o specificăm că toate coloanele trebuie să aibă lățimea 100% astfel pe dispozitiv mobil toate coloanele vor avea 100 de procente lățime. La main. La main o să facem în fel următor. O să deconectăm careva margini de la main. O să facem margin 0 pixel și, margin, și padding de sus o să dăm un padding top de 10 pixel. Deci la zona aceasta main o să schimbăm un pic regulile. Bine, haideți să vedem ce se primește între timp, să vedem progresul. Așa, bara aceasta din stânga, aside-ul trebuie să ascuns atunci când noi suntem pe dispozitiv mobil. Deci vom face în felul urm următor. Așa, haideți să o să fac. O să facem așa, o să încerc să vedeți procesul. La aside, aside, o să facem display non, display non O să ascundem aside-ul atunci când suntem pe dispozitiv mobil. Ну, я а отвечаю с примерчатой ланой, по началу момент. Я отвечаю вем. Аша. ла видео. Видео с примерчатой кэ... h 3 b ч вадиским батла видео. Найн спус хайт, чем зяч в Дар требы макс хайт, чем зяч в хаш. ревеним сус ла видео. Он дела но есть видео. Сус, 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 сус. Требу сви видео, он дела ланой. Аша. Парим с ланска падежа. Видео, сюда усердчу. video, intro, cratima video. În loc de height o să dăm max height, deci înălțimea maximă. Nu înălțimea, nu o să-l forțăm să fie 50 VH, dar îi spunem că maxim poate să fie 50 VH. Ok, acum dacă o să facem un refresh, o să vedem că video se ajustează mai bine. Pentru dispozitiv desktop, totul la fel va fi perfect, totul se aranjează bine.

Așa, când o să apăsăm pe un buton, atunci site-ul să fie arătat. Nu, până atunci noi o să ajungem. Haideți și o să facem acum următorul lucru. O să adăugăm pentru, pentru imaginele din galerie. Deci, punct galerie, spațiu IMG. O să adăugăm lățimea și înălțimea de 130 de pixel. Width 130 pixel, height

no, haideți să lăsați să fie 15 pixel de jos, un pic mai mult poate. Și atât vedem un pic un padding de jos de 15 pixel. Este. Am adăugat un padding de jos. Chiar și vreo 20 de pixel s-ar putea de adăugat ca conținutul să nu fie așa lipit. Este dar de sus 10 pixel de destul că noi aici de, de obicei avem niște hașuri. Bine. Și iată care e conținutul nostru. Pagina de start dar desigur că nu putem accesa meniul de navigare. Ce să facem în acest caz? Meniul de navigare o să-l accesăm de pe un buton. O să-l accesăm de pe un buton și butonul va fi adăugat la noi sus. Iată acum noi să trebuie să mergem prin toate fișierile să adăugăm câte o iconiță. Sper că asta nu o să fie complicat, dar începem cu index.html. Sus la index.html găsim unde este la noi aside-ul. Așa, am găsit aside-ul și iată o să adăugăm în cadrul la deci aside-ul acesta noi o să-l arătăm doar când apăsăm pe un buton, da? Și am dat un ID din start, side menu, deci cu ajutorul la JavaScript o să lucrăm cu acest side. dar în header, în header, după elementul A, după elementul A o să adăugăm un element I, o să adăugăm un ID, IDOS меню кратимо бтн меню кратимо бтн класса класса у сфей FAS фас кратимо FA кратимо барс аста у сфей о классы дела FA icons пикари нами клуса мади молд я есть декуларе не агры ну соб дарья дар я есть акулу акуша декорем шипелинга часто со долгам у JavaScript он клик он клик egal și a, aici o să avem o funcție show o funcție show simplu o să numim show sau show menu deci când o să apăsăm pe acest buton ceva se va întâmpla, se va apela funcția show din cadrul la JavaScript deci id menu btn class fas spațiu fa bars on click show bine a, acum haideți să revenim în CSS și a, mai, sus de media, mai sus de media o să decorăm menu btn diez meniu cratem btn așa și o să adăugăm aici care va stil pentru uh, butonul de meniu pentru butonul de meniu noi o să adăugăm culoarea culoarea o să fie albă ca să fie vizibil da color două puncte white și acum uh, butonașul acela pentru meniu o să fie vizibil iată l color white o să facem fontul mai mare Haideți să facem acest buton mai mare, font size 25 de pixel, este, font-size 25 de pixel, bine, font-size 25 de pixel, îmi pare chiar și așa la noi acolo, 25 de pixel, așa că în principiu putem asta și să scoatem sau să-l facem chiar și mai mare, de exemplu, la vreo 27 de pixel, poate, poate de lăsat, 27, 28, putem să încercăm 28 de pixel, da? No, ok, în fine, este butonul este vizibil, acum ar trebui să-l poziționăm în partea dreaptă de aici și o variantă ar fi să facem elementul poziție absolută position, position, două puncte absolut așa, haideți să vedem ce se primește deci iată elementul nostru, iar noi să-l uh, poziționăm din dreapta, right, din dreapta din dreapta o să fie un spațiu de 25 de pixel așa, haideți să vedem ce se primește din dreapta 25 de pixel. Da, în principiu e bine așa. Putem să lăsăm așa. A, 25 de pixel din dreapta. E ok. Right 25 de pixel. Deci asta la noi este meniu butonul Și când o să apăsăm pe el, se va arata meniul din partea stângă. Dar a, vedeți că acest buton el nu trebuie să fie vizibil și pentru desktop trebuie să l ascundem pentru desktop. Deci o să facem în felul următor. Aici este regula la noi pentru desktop, mai sus, corect? Deci pentru desktop o să fie display, două puncte, non. Pentru desktop îl ascundem. El pe desktop nu o să fie vizibil, atât dacă o să faceți ecranul mai mare, cuși. O să facem ecranul mai mare. Da, și desigur un refresh nu o să vedeți butonul. Când facem ecranul mai mic, butonul va apărea. Dacă noi desigur o să adăugăm o regulă ca el să apară. Așa, haideți să facem regula ca pentru ecran mic el să apară. Mai jos de punct Gallery MG o să adăugăm a, diez meniu cratimă btn în cadrul la media. Deci asta e regulă pentru telefon mobil. Display o să fie deja bloc. Noi îl vom arata Deci pentru dispozitiv mic îl arătăm. Iată îl display bloc. Iar pentru dispozitiv mai mare îl ascundem. Așa, haideți să vedem ce se întâmplă aici la noi. Așa, display block. O să trebuiască să ne mai jucăm cu poziționările, totuși aici ne ridicăm în sus. Și aici, mai sus de right sau mai jos, o să adăugăm top. Lăsați să fie top, 23 de pixel. 23 de pixel de sus. Și atât, butonul nostru este poziționat 23 de pixel de sus. În principiu, spațiu și vreo 22, 21. La ochi, așa, cam 22. Da? În fine, lăsați așa. Acum, când este ecran mai mare, acest buton se ascunde. Ладно, где экран миг? Сейчас бутон Сараты. Перфект. Акум, требуется для адвоката функционалитета, как меню, с фей визибл, до ратунчика на АПСМП бутон. Пентру часто требуется для модификат в шейру JavaScript, между мало фишеру DJS, диски для main.js. Шейчу с адвокатом функции, здесь function, function, скрием филу урматор, function, function, show. Наша. începutul și sfârșitul funcției. Aici, paranteza rotundă, le lăsăm goale, dar aici nu adăugăm nimic, începutul și sfârșitul funcției. Funcția aceasta va face careva lucru și anume va face toggle la o clasă. Deci toggle înseamnă a conecta și a deconecta. Știți? A, dacă lumina este conectată și să apăsați pe un buton, ea se deconectează. Dacă lumina este a, dacă facem invers, da? Deci când e conectată lumina, apăsați pe buton, ea se deconectează. Dar când e deconectată, apăsați pe buton și si ea invers se conectează. Deci ar fi un fel de negare, da? Trecem dintr-o stare în alta. Asta se mai numește toggle. To toggle. O să mai avem nevoie de o clasă în CSS, deci trecem în style CSS și si mai jos de meniu BTN, mai sus de media, o să adăugăm o clasă, show. Punct .show care o să aibă display block. display block și o să facem important tot, numai decât trebuie să arătăm elementul, deci punct .show o să, fie, uh, o să fie la noi o clasă care forțează elementul să fie arătat, display block important și aici în main.js, foarte atent acum la sintaxă, cine nu știe javascript știu că acest curs privesc mai mulți care încă nu au studiat javascript deci o să facem lucrul următor документ не адресуем л документу ностру. Гасиму на элементу по идентификатор get элемент элемент by id get элемент by id. Ши гасим элементу ностру aside du by id у ула aside есть side меню get элемент by id side кратиму меню лам гасим du by id гасим листа людей класса пункт класс лист пункт toggle для чего фачим toggle да класса Show. noi, i o adăugăm. dar dacă ea este, o ștergem. Punct toggle și între paranteze clasa show. Fără punct aici. Simplu show. Așa. Haideți să vedem ce se primește la noi. Fac un refresh. Apăs pe acest meniu și iată. Se arată meniul din stânga. Da, apăs pe acest buton, el se ascunde. Apăs, se arată. Apăs, se ascunde. Poate doriți ca acest meniu să apară de sus în jos. Deci o să trebuia să schimbăm careva reguli pentru a, pentru mobile. Haideți să vedem pe desktop ce se întâmplă. Iată, pe toggle, îl ascund, fac ecranul mai mare, el se arată automat. Da? Sau chiar dacă este arătat, el nu ar trebui să se ascundă acum, da? el rămâne la locul său. Dar pentru versiunea mobilă ar fi de dorit să apare meniul acesta de sus. Trecem cu toți install CSS.

да, дискидим мой маджини трон дискидим ну что-то ша. Дар, пялти паджини кади экземплы и венименти, пялти паджини кади экземплы и не на этот а что с фачем и казулдат. Требешьте ди копиат, пор симплу дин индекс, я та че меню и он диул меню хедере, ял естьин хедер, ворок есть в хедере, естьин хедер, ил копиат дин ашан копия с динхедер шилду числа и венементи нашами здесь как шла кто потребишь супу на каркат и шпил копия с дин и венементи копия с индекс копят шел дучицы не наша ланка и венементи л пунем мое жёсткие а часто тот и хедер ламп салвем Verificăm dacă lucrează pagina de evenimente, totul lucrează perfect. Haideți să intrăm pe pagina de contacte, la fel aceeași istorie. Și după cum observați, totul se ajustează destul de bine, destul de frumos. Așa, haideți să venim la pagina de evenimente să mai verificăm ce mai este pe aici. Deci, atât conținuturile noastre, toate evenimentele se arată frumos, este spațiu între ele, există careva spațiere. În principiu este bine, putem să lăsăm în felul dat. Dacă ceva poate mai ajustați spațiile între rânduri aici, vă mai uitați, mai adăugați careva conținut. Dar conținut se ajustează bine pentru dispozitive mobile, dacă să încercăm, de exemplu, Galaxy S5, da, o să vedem rezultatul următor. Deci totul lucrează, totul e bine. Pagina de home, da, lucrează bine. Mai problematic cu dispozitive ca, de exemplu, iPhone 5, haideți să vedem, nu, decât e bine, e bine. Uh, și haideți să vedem pagina de evenimente pe iPhone ar arăta în felul dat ok uh, pagina de contacte la pagina de contacte, după cum observați uh, nu există butonul și încă totodată elementele sunt prea, nu asta e pe iPhone 5 dar oricum e, 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 elementele sunt e prea mari padding din interior, acum o să fixăm uh, lucrul dat Увидим, что мы можем сделать, но сфиксируем немного проблему с кнопкой. Копируем и ID меню кнопки, тот элемент, переходим на панель контактов и нажимаем вверх. Вверх, вверх, по элементу а И вот здесь нажимаем. Итак, делаем рефреш. И вот мы видим, что здесь есть этот элемент. Хорошо, в принципе, мы здесь видим, может быть, немного Te mai jucat cu padding-ul acesta interior. Cu padding-ul interior. Să vedem ce putem să mai facem. Așa, deci avem padding de 25 de pixel în main. Înseamnă că o să facem în felul dat. O uh, să trebuiască aici, cred că un padding de 10 pixel ar fi mai mult ca de destul. 10, poate vreo 12 pixel. 12 pixel ar fi ok. Nu, no sau 15 pixel dacă doriți deja să nu uh, vă jucați cu valori mai mici, 15 pixel. Înseamnă că o să trebuiască să schimbăm ceva în CSS tot, dar înainte de asta. Adăugați acest i ID meniu btn și în fișierul de structură pentru orice eventualitate, ca când o să creați o pagină nouă să nu aveți problema dată. Din păcate așa cu HTML și CSS curat, o să trebuiască de replicat de multe codul. Haideți să revenim la CSS, deschid fișierul style.css și găsesc pentru mobile main. Deci main din cadrul la media, pentru mobile. Și aici mai jos o să avem un padding care o spun în felul următor. De sus 10 pixel, din dreapta 15 pixel, de jos 20 de pixel și din stânga 15 pixel. Respectiv regulile acestea două, padding top și padding bottom, putem să le ștergem. Le-am șters și ne uităm ce se primește în cazul dat. Iată ce avem, arată destul de bine, harta s-a ajustat corect, formularul s-a ajustat bine, avem datele de contact, apăs aici, home, avem conținutul, evenimente, la fel avem tot conținutul. În principiu asta e tot, puteți să mai adăugați ceva elemente, să vă inspirați cu ceea ce am făcut noi, să mai experimentați, dar v-am arătat va practici

vă aștept la partea, la ultima parte, unde noi vom hosta deja site-ul nostru pe GitHub Pages. Este o, o, parte opțională, dar ar fi de dorit deja să obțineți un link, să faceți share la prietenii voștri, să arătați ce site ați realizat, da? să vă împărtășiți bucurile și cu altcineva. Pentru că astfel noi creștem, atunci când ne bucurăm de rezultatele noastre, avem motivație să mergem și mai departe. Cam asta, eu vă aștept la ultima parte și vă doresc succes în continuare.